Deschidem Sfânta Scriptură la 2 Petru, capitolul 1, versetul 20-21, textul din calendar pentru ziua de azi și apoi vom merge și în 2 Timotei, de unde citim tot două versete. 2 Petru, capitolul 1, versetul 20-21, cuvântul spune așa, fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci o prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16 și apoi 17. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit, și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Amin, amin. Vă rog respectos să reocupați locurile. Mulțumim Domnului pentru săptămâna care a trecut, mulțumim Domnului pentru ziua de azi, mulțumim Domnului pentru seara aceasta, pentru cuvântul pe care l-am primit până aici, cuvânt care ne-a motivat să ne apropiem de Dumnezeu și să-L lăudăm, să ne închinăm pentru că tot cerul este în sărbătoare. Și adevărat că în Apocalipsa și omul de rând și teologii, oamenii care studiază Scriptura, pot să se piardă prin Apocalipsa, să ofere interpretări greșite și e bine să aplicăm cât se poate de practic cuvântul de acolo ca să nu ne încurcăm în el, dar este totuși dat pentru noi și cuvântul citit din Apocalipsa, N-am făcut altceva decât să ne arate o imagine a cerului, ce se întâmplă în cer și cine este în cer. Și eu, care interpretez scriptura în mod literal, am calculat uh, descrierea numărătorii îngerilor. Acolo scrie câți îngeri au fost și sunt prezenți ca să-l slăvească pe mielul și pe împăratul împăraților, pe cel ce este pe tron. Și acolo descrierea a fost de 10 ori, de 10.000 de, ori, 10.000. De 10.000 de ori, 10.000. Asta înseamnă 100 de milioane. De 10.000 de ori, 10.000, 100 de milioane. Și apoi și mii de mii. Deci încă 3 zerouri și încă 3 zerouri. Pentru că în vremea aceea nu se foloseau sau nu erau termen pentru cifrele mari. Noi avem acum cifre până la 20 ceva de zerouri. Dacă punem 100 de milioane și la urmă mai adăugăm încă 6 zerouri, o să vedem că sunt 100 de trilioane sau 100 de mii de miliarde. 100 de trilioane sau 100 de mii de miliarde. Și am luat calculatorul și am împărțit 100 de trilioane la 8 miliarde de locuitori și am descoperit că Dumnezeu are la dispoziția lui în cer 12.500 de îngeri pentru fiecare dintre noi de aici. Pentru fiecare pământean care trăiește acum și niciodată n-au trăit o miliarde de oameni cum trăiesc acum. Că când eu m-am născut erau 3 miliarde și ceva de oameni pe pământ. Acum sunt 8 și pentru 8 miliarde de oameni, inclusiv pentru copii, pentru tineri și pentru cei noi născuți, are Dumnezeu câte 12.500. Nu 1 și jumătate, nu 2.500, și jumătate, nu 1.000, 12.500. De aceea Hristos Domnul, înainte ca să ajungă la cruce, în discuția cu Cenici și cu Petru, a zis, dar n-aș putea eu să cer de la Tatăl în, și îndată să primesc de la Tatăl 12 legiuni de îngeri. Dacă ar fi să calculăm o legiune 6.000, 12 înmulțit cu 6.000, ar fi 72.000 de îngeri. Dintr-o dată Tatăl îmi pune la îndemână 72.000 de îngeri. Unii, poate, care s-au întrebat sau se întreabă, dar cum știe Dumnezeu tot ce se întâmplă? Sau cum ține Dumnezeu lucrurile sub control? Iată că Dumnezeu are de 12.500 de ori mai mulți îngeri decât sunt oameni pe pământ, așa că să nu se îngrijoreze cineva că Dumnezeu nu știe sau ne pierde pe undeva. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Dumnezeu are lucrurile sub control și dacă Dumnezeu desemnează un înger pentru fiecare tânăr sau fiecare copil sau fiecare om. Dacă fiecare om are un înger, asta înseamnă nimic. E mai puțin de 0,1% din ceea ce Dumnezeu are. Ce ne spune asta? Că e adevărat că ne putem pierde în cifre și cineva ar zice, dar ce înseamnă asta? Știți ce înseamnă asta? Că în ceruri Dumnezeu are o sută de trilioane de îngeri care laudă pe Dumnezeu, care înalță numele Lui. Și noi care suntem pământ, noi care suntem un fir de praf, noi care suntem un pum de țărână, noi de aici avem aceeași datorie: să ne unim împreună cu cerul și să zicem lăudat să fie Domnul, binecuvântat să fie numele Lui. El, mielul, este vrednic pentru că El de bunăvoie a acceptat ca să fie junghiat. El a murit și a înviat și s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu și este vrednic, vrednic este să fie înălțat, mai ales de poporul lui. Și mulțumim lui Dumnezeu că în seara aceasta suntem aici. Și aș mustra un pic, dacă sunt unii, cred că sunt puțini, dar sunt pe cei care sunt la meci acum seara, pentru că am aflat, n-am știut lucrul ăsta că nu mă interesează, dar am aflat că e Super Bowl în America, acum, și îmi dau seama că or fi puțin ei, dar ăia care sunt n-aș vrea să se simtă bine. Deloc n-aș vrea să se simtă bine. Aș vrea să îi mustre conștiința, să se simtă rău, să le stea un pic în gât și băutura și pizza sau ce îi. Și să le pară rău, să se simtă mustrați în conștiință, să zică ce mi-o trebuit, mă. Că la urmă o câștigat echipa cu care eu n-am ținut. Și dacă o câștigat echipa cu care eu am ținut, cu ce am beneficiat eu, ce am câștigat eu de acolo, ce beneficiu am eu? Și când o să ajung în fața lui Dumnezeu, în fața tronului lui Dumnezeu și la sfârșitul vieții, garantat că Dumnezeu nu mă va, nu mă va întreba, cine o câștigat? Cine a câștigat? Ce s-a întâmplat cu meciul ăla? Și acum, deci m-am simțit obligat să spun ceva, ca să nu se simtă bine nimeni care renunță la un moment în casa Domnului, care face cât o mie, Dumnezeul calculează cât o mie în altă parte. Știți că sunt două ore în casa lui Dumnezeu după calculul? Din nou interpretăm scriptura literară. O mie în altă parte, o zi în casa Domnului, o mie în altă parte. Două ore în casa Domnului înseamnă ceva peste 83 de zile. Frate, două ore în casa Domnului, cu Dumnezeu, împărtășie cu El și cu Sfinții, în ochii lui Dumnezeu, peste 83 de zile, un pic, cred că 83,333333. Asta are valoare în ochii lui Dumnezeu. Asta spune Dumnezeu. În ochii lui are valoare. Binecuvintează, răsplătește. În altă parte, zero, dar aici, de o mie de ori, mai mult. Domnul să binecuvinteze pe toți cei care au putut să ajungă în seara asta în casa Domnului, Domnul să binecuvinteze tot poporul Său și cei care, din neglijență, din nepăsare sau din dorințele firii de a face altceva, să aibă Dumnezeu milă de ei și să-i trezească. Și acum intrăm în subiectul din seara aceasta pe care l-am intitulat Ce este mai important, Duhul Sfânt sau Scriptura? Ce este mai important, Duhul Sfânt sau Scriptura? Că unii vor să facă război și din lucrurile sfinte. Și m-am gândit că e bun titlul ăsta că ar stârni atenția oamenii ar dori să, să asculte, să vadă în ce direcție mergem. Noi suntem mai mult al Cuvântului sau suntem mai mult ai Duhului. Ai cum suntem, ai cui suntem. Și mă rog și doresc ca la sfârșitul mesajului să iasă bine. Aș dori să analizăm puțin relația între cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu. Spun lucrul acesta pentru că chiar și între confesiuni, îi un fel de război, ăștia mai mult cu Duhul, ceilalți sunt mai mult cu învățătura, ăștia mai mult cu cuvântul, ceilalți sunt mai mult cu darurile Duhului și așa un debate, cine mai bun, cine sunt mai pocăiți, care au dreptate. Haideți să mergem la cuvânt. În primul rând, arătăm faptul că Duhul Sfânt este autorul Scripturii. Duhul Sfânt este autorul Scripturii. De aceea, în cele, doar în cele două pasaje citite, într-unul s-a folosit expresia mânați de Duhul Sfânt și în celălalt, insuflată de Duhul Sfânt. Asta înseamnă că în spatele fiecărui om, oamenii au scris, oamenii au scris, ca să nu deviem... De la adevăr, să nu deviem de la cuvânt și să nu facem declarații prin care să fim acuzați de alții care spun că vorbim așa numai să ne, trezim, să ne găsim în treabă. Oamenii au scris, o mână omenească a scris scriptura. A fost o circunstanță în care mâna lui Dumnezeu a scris pe perete. Dar scriptura, Biblia, cuvântul acesta a fost scris de mână omenească. Oamenii au scris. Dar în spatele acestor oameni, inspirația, conducerea, lumina, călăuzirea a fost din partea Duhului Sfânt. Dumnezeu prin Duhul Sfânt a mânat oamenii, a condus oamenii, chiar a forțat oamenii să scrie cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care a inspirat scrierea Scripturii. Dumnezeu este cel care a decis ce și cât să se scrie. Că nu s-a putut scrie tot. Nu a rămas tot. În Evanghelia după Ioan 20 cu 31 spune: Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ce au fost scrise? Că repet, nu s-a scris tot ce se putea scrie. Dar acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Așa că dacă cineva vă spune cândva că nu-i destul Biblia, nu-i destul Biblia, că mai sunt alte scrieri, alte cărți unde să descoperă adevărul, așa cum e cartea lui Mormon sau pot să fie alte cărți, nu-i destul, nu-i suficient, ce scrie în Biblie nu este suficient sau de ajuns ca omul să fie mântuit e o declarație falsă. Scriptura ne arată clar că Duhul Sfânt a inspirat, oamenii au scris și ce a fost scris este suficient pentru ca oamenii să creadă că Isus este Hristosul Fiului Dumnezeu și noi, crezând în El, să avem viață veșnică, binecuvântat să fie numele Lui. Deci el este autorul. El a vegheat cât să se scrie și ce să se scrie. El a vegheat ca ceea ce s-a scris să se păstreze. Și sub călăuzirea Duhului Sfânt, oamenii lui Dumnezeu au concentrat scrierile autentice în canonul biblic. De aceea avem 66 de cărți, de aceea nu avem 6.000 de cărți în Biblie avem 66, pentru că tot ce s-a scris a trecut printr-un ciur, printr-un filtru. Și oamenii că zis de Duhul lui Dumnezeu au selectat ce să rămână scris pentru a fi parte din Scriptură, canonul biblic. Dumnezeu a vegheat asupra acestui proces. Dumnezeu a vegheat ca ceea ce s-a păstrat să se transmită din generație în generație. Și slăvit să fie Domnul pentru cuvântul scris, slăvit să fie Domnul pentru cerneală, pentru piele, pentru papirus, metodele vechi în care s-a putut scrie și să se transmită. Dumnezeu a vegheat ca acestea să se scrie și să se transmită. Și am convingerea încă din tinerețe când am studiat mai mult despre lucrările originale, Dumnezeu a rânduit ca pe pământ să se nască o limbă, cum a fost limba greacă, pe care o considerăm cea mai corectă, cea mai matematică, cea mai exactă, cea mai precisă limbă în care s-ar fi putut scrie mesaje care să rămână autentice și înțelese bine. Dumnezeu a rânduit ca Hristos și cartea aceasta să fie scrisă în vremea aceea, în limba greacă de atunci numită coine greek. Limba aceea nu mai e vorbit acum. Grecii vorbesc o, o altă limbă, nu-i limba de atunci, a deviat de la limba aceea. Dumnezeu a ales limba în care să se scrie și Dumnezeu a ales împărăția în care să vină Hristos Domnul, așa încât Evanghelia pe timpul Imperiului Roman, pentru ca granițele să fie deschise și Evanghelia să poată fi propovăduită până la marginile pământului, vremea civilizată de atunci. Deci Domnul a vegheat și a păstrat și ceea ce a păstrat să se transmită. Apoi Dumnezeu a vegheat ca ce s-a transmis să fie tradus pe înțelesul oamenilor. Cea mai tradusă carte din istoria omenirii este Sfânta Scriptură, care e tradusă și nu e tradusă numai odată, e tradusă în limba engleză nici nu, nici nu știu dacă nu sunt 50 de traduceri sau mai multe în limba engleză. Ce este interesant, chiar dacă oarecum sunt nemulțumit, și știu că mulți sunt nemulțumiți că sunt atâtea traduceri, și pentru că sunt atâtea traduceri, oamenii nu mai pot învăța cuvântul lui Dumnezeu pe de rost. Cum să-l înveți pe de rost? Că sunt tot felul de expresii folosite. Oricâte traduceri ar fi, în general esența mesajului este la fel. Dumnezeu a rânduit ca cuvântul să fie tradus. Și traducerea în limba română prin Cornilescu este cât se poate de aproape de original. Dumnezeu a vegheat ca să se nască un Cornilescu, să studieze un Cornilescu și să se pună la dispoziția lui Dumnezeu și cineva să sponsorizeze pentru ca să ajungă traducerea aceea la noi. Și pentru generația noastră, fraților, e foarte fain că noi folosim numai traducerea asta și cunoaștem majoritatea versetelor importante din Scriptură, le cunoștem pe de roșu și toți le cunoștem la fel. Și ăsta e un avantaj, ăsta e un beneficiu. Now, cu progresul tehnologic avem acces la toate traducerile și oricine vrea poate să studieze cât vrea. Dumnezeu a vegheat. Dumnezeu a inspirat acest cuvânt când s-a scris și Dumnezeu a vegheat ca acest cuvânt să ajungă la noi în limba română, să ajungă la noi în limba engleză, să ajungă uh, în India în limbile lor, că acolo se vorbesc o mulțime de limbi. Să ajungă în Africa, chiar și în Africa în Burundi în limba kirundi, limba pe care ei o vorbesc, chiar dacă e o limbă săracă în care e mai greu de înțeles anumite lucruri, a ajuns la toate, aproape toate popoarele Pământului și ne rugăm ca Evanghelia aceasta să ajungă până la marginile Pământului. Deci, prima relație la care ne-am oprit între cuvânt și Duh este că Duhul a inspirat pe cei care au scris. Apoi, în al doilea rând, Duhul Sfânt este interpretul Scripturii. Duhul Sfânt este tălmăcitorul Scripturii. Pentru a înțelege Scriptura avem nevoie de lumina și descoperirea Duhului Sfânt. Nu poți să interpretezi Scriptura fără această lumină și călăuzire. Și haideți să privim la un pasaj mai lung, dar care vorbește exact despre subiectul acesta. 1 Corinten 2 cu 9 în jos. 1 Corinten 2 cu 9 în jos. Ascultați, vă rog, haideți să să coborâm în acest cuvânt. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Nouă însă, Dumnezeu ni le-a descoperit. Cum? Prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul. Chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul Omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și acum am subliniat aici: Și noi n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu ca să putem cunoaște, să putem înțelege. Lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său și vorbim despre ele, nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar ascultați, omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie. Și nici nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate duhovnicește. De aceea sunt oameni care pot să citească Biblia și să nu înțeleagă mare lucru când au terminat de citit. Sunt atei care au citit Biblia și au rămas atei. Ochii lor, mintea lor, încă este întunecată și nu pot să înțeleagă descoperirea cuvântului fără ca să primească lumina Duhului lui Dumnezeu. De aceea când un om se întoarce la Dumnezeu, se ridică mahrama aceea de pe ochii lui și se deschide camera aceea care era întunecată și nu pricepea nimic, se deschide așa un geam mare și frumos și apare lumina și deja omul poate să vadă, poate să înțeleagă. Și câți n-au ajuns să spună, mă până acum parcă n-am înțeles nimic. Acum, toate parcă le înțeleg mai ușor în momentul în care Duhul lui Dumnezeu face lumină în mintea unui om, poate să înțeleagă, fără această descoperire, revelația a Duhului, omul nu poate să priceapă și să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. Mai important decât limba greacă, mai important decât limba ebraică, este Duhul Sfânt care descoperă cuvântul. O să ajungă în cer Milioane de oameni care habar n-au de limba greacă în care s-a scris original Noul Testament și habar n-au de limba ebraică în care s-a scris original, să zic, Vechiul Testament sau cea mai mare parte din el. O să ajungă milioane de oameni în cer, dar nu ajunge nimeni fără să primească descoperirea Duhului și lumina Duhului care să deschidă ochii pentru acest cuvânt și să înțeleagă lucrurile din punct de vedere duhovnicesc. Fraților, și de aceea chiar între noi, Pot să apară uneori divergențe și conflicte, pentru că nu toți interpretează și înțeleg, duhovnicește cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă la telefon, eu mai vorbesc în telefon câteodată, mai ales dacă conduc, nu uh, apăs pe litere, okay? vorbesc în telefon și îl pun pe limba română și pe limba engleză uneori și vorbesc în telefon. Dar dacă vorbesc folosind termeni biblici fraților, îi prost telefonul. Habar n-are. Îi pierdut în spațiu. Îmi dă cuvinte, ultima variantă de cuvânt care mi-l dă îi, e, e din Biblie. Dacă încep să scriu ceva, uneori aveți autocorrect și vă apare cuvântul. Dar dacă încep să scriu un cuvânt duhovnicesc, nu ți-apare ăla, se apare tot altceva. Ultimul care îți apare după ce l-ai scris aproape de complet și dacă se obișnuiește telefonul cu tine. Pentru că Google și Apple și lumea în care trăim nu interpretează duhovnicește. Nimic. Interpretează numai firește. Nici nu înțelege duhovnicește. Limbajul sfânt, limbajul lui Dumnezeu. De aceea e bine să rămânem la ceea ce ai scris. E bine să rămânem lângă cuvântul care, față de care, trebuie să ne apropiem cu reverență și cu respect și să păstrăm acest cuvânt și să păstrăm limbajul duhovnicesc. Să, să ne păzim în a folosi termeni prea noi care să, descridă, să descrie lucruri pe care Scriptura le descrie folosind termeni mai vechi care... Arată doar concepte și nu imagini. Vedeți în câte locuri, în câte locuri în scriptură se vorbește. Vă dau un exemplu acum. Nu m-am gândit la asta, dar trebuie să-l spun. În câte locuri în scriptură se vorbește despre sex. Folosindu-se termenul ăsta. Nu-i folosit. Îți folosiți alți termeni, alți termeni care arată conceptul. Să vorbește, să foloseaște termenul, nu s-a împreunat. Pentru că e un termen mai dulce, un termen de ansamblu care nu te duce imediat în pat, acolo la actul intim. Îți aduce un concept în minte, da? am știu despre ce vorba. Nu-ți murdărește mintea când auzi nu s-a împreunat. Sau nu a intrat la ea. Ce nu a intrat la ea. Stai prima dată și te uiți și zici, mă, da, despre ce e vorba aici? Știi despre ce e vorba? E un concept, e un limbaj duhovnicesc pentru ca mintea omului să nu se murdărească. Și lista asta ar putea continua. Există un limbaj duhovnicesc al Scripturii care nu murdărește mintea omului. Mintea omului se duce la conceptul despre care vorbește, dar nu-i apare o imagine în minte. Dar acum oamenii vor să schimbe limbajul. Și limbajul să fie, Bă, fraților, vreau să fiu foarte direct. Sunt unele lucruri la care nu trebuie să fim foarte direct. Pentru că nu vrem să aducem imagini murdare în mintea omului, ci un concept e ok. Nu din greșeală, fraților, a fost scrisă Biblia în termenii ăștia. Și urmăriți lucrul acesta, nu din greșeală, nu pentru că n-au vrut să vorbească direct, ci pentru că n-au vrut să stârnească, n-au vrut să, uh, să provoace, n-au vrut să ispitească prin cuvintele folosite. Pentru interpretarea Scripturii e nevoie de o gândire duhovnicească și de lumina Duhului Sfânt. Și noi mulțumim Lui Dumnezeu că atunci când Dumnezeu ne-a mântuit, împreună cu cuvântul lui Dumnezeu a lucrat Duhul Sfânt care a transformat mintea și inima noastră și care ne-a născut din nou și care ne-a deschis ochii spre împărăție și am zis, acum ai lămurit. Oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care n-au lumina Duhului, citesc în Biblie, fraților, și nu înțeleg, nu înțeleg nimic, au ochii întunecați. Și un om care s-a întors la Dumnezeu, care îl cunoaște pe Hristos și dacă are numai două clase, și știe să citească, unii știu numai în Biblie să citească, n-au învățat în altă parte. Dar e suficient. Pentru că au lumina Duhului și pot să interpreteze și pot să înțeleagă și au ochii deschiși. În al treilea și în ultimul rând, în seara aceasta, Duhul Sfânt este partenerul Scripturii. Deci Duhul Sfânt este autorul Scripturii, Duhul Sfânt este interpretul Scripturii și Duhul Sfânt este. Partenerul scripturii, adică lucrează împreună, sunt tovarăși, este o unitate deplină. plină. E ca unitatea în Trinitate și cred că o să revenim la asta. Pentru că Duhul Sfânt întărește sau confirmă Cuvântul. Ceea ce ai scris aici, vine Duhul Sfânt și întărește, vine Duhul Sfânt și confirmă. Vine Duhul Sfânt și spune, da, e adevărat, Dumnezeu are dreptate. Fapte 5 cu 30, citim două versete de aici. Din Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus, pe care voi l-ați omorât, atârnându-l pe lemn. Pe acest Iisus, Dumnezeu l-a înălțat cu puterea lui și l-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Noi suntem martori a acestor lucruri, adică noi confirmăm ceea ce s-a vestit, ceea ce spunem noi suntem martori. Ca și Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt este martor că ceea ce spunem noi e adevărat pentru că Duhul Sfânt l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. În ziua de Rusalii și nu numai, când s-a coborât Duhul Sfânt peste credincioși, Duhul Sfânt a confirmat că evanghelia pe care o predică ucenicii și sfinții apostoli este evanghelia venită de la Dumnezeu. Deci de asta ei lucrează împreună cele două puteri, puterea cuvântului și puterea Duhului. Iată ce spune 1 Tesalonicen 4:8. De aceea Cine ne socotește aceste învățături? Ne socotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu care v-a dat și Duhul Său cel Sfânt. Când vorbește despre aceste învățături, învățăturile astea sunt parte din Evanghelie. Și contextul este învățătura despre Sfințenie, dacă citiți câteva versete înainte, contextul este învățătura despre Sfințenie și ce spune Sfântul Pavel este cine ne socotește aceste învățături, îl, socotește pe, îl ne socotește pe Dumnezeu, adică dacă ne socotești cuvântul scris, îl ne socotești pe Dumnezeu care ne-a dat Duhul Său cel Sfânt și dacă ne-a dat Duhul Său cel Sfânt, cum să ne socotești cuvântul? Că Duhul confirmă că acest cuvânt e de la Dumnezeu. Cuvântul ăsta nu a fost inventat de oameni, n-a fost adus prin voința oamenilor, ci prin călăuzirea, inspirația și puterea Duhului Sfânt. Cele două puteri, Duhul și Cuvântul, se contopesc. Cuvântul explică, definește și descrie lucrarea Duhului Sfânt. Fără cuvânt, nu poți să înțelegi ce face și cum face Duhul și fără duh, nu e sigur că cuvântul este autentic. Cei doi lucrează împreună. Evrei 4 cu 12. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul. Încheturile și măduva judecă simțirile și gândurile inimii. Cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul este viu și lucrător. Dar astea sunt caracteristici ale Duhului Sfânt, că și Duhul este viu și lucrează. Romani 1 cu 16. Căci mie nu-mi este rușine de Evanghelia lui Hristos pentru că ea este puterea lui Dumnezeu. Unii ar zice, dar în cine e putere? Cuvânt sau în Duh? Și în cuvânt și în Duh. Că cei doi se contopesc în lucrarea lor. Țineți cont că Isus e cuvântul întrupat. Să fac o analogie interesantă aici. Isus este cuvântul întrupat și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de hal și de adevăr. Isus e cuvântul întrupat. Cuvântul scris, cuvântul scris, e tot cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul scris are valoarea lui Hristos care a plecat și ne-a lăsat cuvântul său. Este cuvântul de la început care e cuvântul rostit de Dumnezeu, este cuvântul întrupat și este cuvântul scris. Respectul care trebuie să-l avem față de cuvântul scris este același respect care trebuie să-l avem față de cuvântul întrupat. Dacă respectăm pe Hristos și cred că îl respectăm, tot așa trebuie să respectăm și cuvântul scris pentru că cei doi sunt una. Iată, găsim lucrul acesta în fapte 8 cu 35, o descriere interesantă a Sfântului Luca, cel care spune așa, atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus, nu despre Iisus. Pe Isus i-a propovăduit. Cuvântul care vorbește despre Isus este Isus. Noi pe El îl propovădim. Noi nu propovădim doar despre El, cuvinte despre El. Noi, când folosim Cuvântul Lui, noi îl predicăm pe El. El se identifică cu Cuvântul Lui. Pentru că El e Cuvântul întrupat și noi predicăm Cuvântul scris. E foarte important să înțelegem lucrul acesta. Avem nevoie de cuvânt și noi zicem amin la asta. Avem nevoie de Duhul Sfânt, zicem amin la asta. Duhul Sfânt nu contrazice cuvântul. Zicem amin și la asta. Duhul Sfânt nu contrazice cuvântul. Duhul Sfânt tălmăcește cuvântul. Interpretează cuvântul. Cuvântul descoperă și confirmă lucrarea Duhului Sfânt. Că de multe ori nu știm cum să explicăm anumite lucrări ale Duhului, dar mergem la Cuvânt și Duhul ni le explică. Fac o paranteză aici. Dacă vorbim de botezul cu Duhul Sfânt și vorbirea în alte limbi, cine poate să interpreteze lucrarea asta a Duhului dacă nu Cuvântul și cei care au trăit pe acolo, cei care au trecut pe acolo, cei care au experiența asta? E greu ca să descrie și să explice cineva. Botezul cu Duhul Sfânt, semnul inițial al botezului, vorbirea în alte limbi și apoi darul vorbirii în alte limbi. Cum să interpretezi, cum să înțelegi dacă n-ai trecut pe acolo și dacă nu mergi la cuvânt? Dar pentru noi cuvântul este clar. Și cuvântul explică și descrie și confirmă ceea ce a lucrat Duhul Sfânt. Dacă experiența noastră, botezul cu Duhul Sfânt și vorbirea în alte limbi, n-ar fi descrisă în cuvânt, n-ar fi arătată în cuvânt, ar trebui să ne închidem gura, mă, nu știm ce e asta. Am zice, nu știm ce e asta. Habar n-avem. Așa face Dumnezeu și unii ar zice, da, dacă nu face Dumnezeu lucrul ăsta. Și n-am avea apărare. Dar pentru că e cuvântul scris din faptele apostolilor, în patru locuri vorbește despre lucrul ăsta. Plus botezul cu Duhul Sfânt și îmbrăcarea cu putere a lui Saul, Pavel de mai târziu. Plus apostolul Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 14, dedică un capitol întreg prorociei și vorbirii în alte limbi și descrie lucrarea aceasta. Ceea ce se întâmplă între noi, cu noi și noi, este explicat de cuvântul scris care a rămas. Cuvântul confirmă lucrarea pe care Duhul Sfânt o face. Și lucrarea pe care Duhul Sfânt o face confirmă că ceea ce a zis Dumnezeu este adevărat. E o dependență și un parteneriat perfect între aceste două puteri. Și închei cu ilustrația care am mai folosit-o cândva și am mai meditat puțin la asta, și putem să o înțelegem mai bine? Harta, știi ce e harta? A map. When you go somewhere, you normally need a map. Când mergi undeva, ai nevoie de hartă. Ca să înțelegi lumea și geografia, ai nevoie de hartă. Harta îi cuvântul scris. E ceva scris. GPS-ul e Duhul Sfânt. Duhul Sfânt care ne ajută să înțelegem harta și ne aduce explicații. Duhul Sfânt sau GPS-ul folosește harta. GPS-ul folosește harta. GPS-ul nu vine cu altă hartă, nu are harta lui. Folosește harta care există. Duhul folosește cuvântul care există. GPS-ul are acces la informații actuale de pe drum, care nu sunt indicate pe hartă. Eu am orientare foarte bună și asta e un dar de la Dumnezeu. Și cei care aveți orientare știți că e un dar de la Dumnezeu. Nu suntem mai deștepți ca așa alții. Dar am orientare, e, e în DNA, așa am născut mama și tata, asta a fost și unii dintre dumneavoastră aveți. Alții nu aveți orientare și nu-i de judecat nimeni. Băi, el se uită, nu știe unde e nordul, sudul, vestul, estul, nu știe pe unde să meargă, dacă n-ar avea GPS ar fi, ar fi gata. Uneori soția mă ceartă că pun GPS, zice, mă, hane, nu lasă-mă GPS-ul, că nu mă te încurcă, mă. Tu știi unde trebuie să mergi. Și îi adevărat că dacă mă uit pe hartă și mi se așează în GPS-ul de aici, mi se așează locația, ajung acolo fără nicio problemă, dacă nu e exagerat de complicat, dacă nu-ți mai mult de 5-6 turnuri, în stânga, în dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta. Dar harta nu-ți face updates la condițiile de pe drum. GPS-ul vine și spune, vezi că e accident acolo, pe strada aia. Poți să mergi pe dincolo, să o colești. Că cineva ar zice, la ce bun GPS-ul dacă ai harta? GPS-ul îți dă instrucțiuni cu privire la condițiile de drum. Mă, o nins acolo, e plin de zăpadă, nici nu te porni la drum, stai liniștit. Dar harta e bună. Harta e bună. Dar condițiile de drum nu s-au arătat pe hartă, că condițiile se schimbă. A naviga pe drumul vieții noastre, avem nevoie și de hartă și de GPS avem nevoie și de cuvânt care așează direcția și principiile și nu trebuie să ne abatem de, e, de, la ele, dar avem nevoie și de Duhul Sfânt care actualizează, care anunță, care vestește, care ne spune aveți grijă, atenție, mergi mai încet, nu o lua la stânga că nu-i bine, iau la dreapta că acolo e mai bine, pe acolo să merge mai ușor. Avem nevoie și de unul și de alt. Duhul și cuvântul lucrează împreună. Dacă cineva ne-ar întreba ce fel de biserică suntem, suntem biserica cuvântului? A zice, amin, yes! Suntem biserica cuvântului lui Dumnezeu pentru că iubim cuvântul lui Dumnezeu. Îl iubim pe cuvântul întrupat care e Hristos și iubim cuvântul scris. Dacă ne-ar întreba, da, sunteți o biserică a Duhului, yes! Suntem o biserică a Duhului pentru că îl iubim pe Duhul Sfânt și nu-i nicio contradicție între Cuvânt și Duhul Sfânt. Cuvântul și Duhul Sfânt nu fac competiție. Duhul Sfânt întotdeauna te duce la Cuvânt și Cuvântul întotdeauna lămurește ceea ce spune Duhul. Și dorim ca Dumnezeu să ne păstreze în lumina Cuvântului și în călăuzirea Duhului. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului. Doresc să ne apropiem de Dumnezeu cu o rugă de mulțumire. Mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua de azi, pentru tot ce ne-a dat. Mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul scris. Mulțumim pentru Duhul Sfânt care l-a revărsat și revarsă și în mileniul 3, până vine Duhul Sfânt ca să-și răpească mireasa. Vorbeam, iertați-mă, vă mai rețin un moment înainte de rugăciune, vorbeam chiar la masă cu cineva la nuntă aseară. Și spuneam așa: Prima lucrare pe care Duhul Sfânt o face în inima omului este atunci când aude cuvântul. Când aude cuvântul, vine Duhul și îi spune: "Cuvântul ăsta e pentru tine. Cuvântul ăsta e de la Dumnezeu. Cuvântul ăsta o să-ți facă bine." Când auzi cuvântul scris, vestit sau când îl citești, vine Duhul Sfânt și aia e prima lucrare a Duhului acest Duh și acest cuvânt te duce la pocăința, a doua lucrare a Duhului. Apoi produce nașterea din nou, a treia lucrare a Duhului. Apoi te duce la botezul cu Duhul Sfânt, a patra lucrare a Duhului. Apoi te duce la viață de sfințire, a cincea lucrare a Duhului. Ar putea fi mai multe dacă am vrea să le împărțim. Și știți care e ultima lucrare a Duhului? Știți care e ultima lucrare a Duhului? Învierea și transformarea. Duhul Sfânt care locuiește în noi va învia trupurile noastre muritoare. Asta spune Scriptura. Este o ultimă lucrare a Duhului, dar până când ajungem la ultima lucrare a Duhului, în ziua finală, dacă vom fi morți atunci, trupurile în pământului, Duhul Sfânt va fi Cel care va regenera, va noi, va transforma, va da un trup nou. Dacă vom fi în viață, Duhul Sfânt ne va transforma. Asta e ultima lucrare a Duhului, să ne ducă să ne întâlnim cu mirele iubit. Prima lucrare a Duhului a fost atunci când ne-am pocăit, când ne-am întors la Dumnezeu. Undeva suntem între prima lucrare a Duhului și ultima lucrare a Duhului. Mă rog și doresc ca acum să fim în procesul de sfințire și în fiecare zi tot mai aproape de Dumnezeu. Haideți cu toată biserica să ne rugăm, să ne așezăm înaintea lui Dumnezeu, cu pocăință, cu umilință, să fim la dispoziția lui, să trăim pentru el, să-l onorăm, să facem fapte vrednice de pocăință, să onorăm numele lui Dumnezeu prin mărturisirea noastră și prin viața noastră și în final să zicem, vino Doamne Iisuse, amin.